PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Silent, silent, silent. Ca o pâine. Eu te aveam doi de pic. Doi de pic, nu? Asta e blasfemie. Bă, 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 bă. Și la regulă. Ce s-a întâmplat? Scuterul meu. E rușin, e rușin. Scuterul meu. Oh my god. Mamă, ce groapa asta, bă! S-au spart cesturile! Ioana, bă, și pe ce s-a întâmplat? Planul primar! Bă, ce-a făcut Nuciva? Nu e nebun, oameni bune, ați văzut? Oricum, astăzi vă rog să apăsați butonul de like pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. În primul rând am fost controlat și percheziționat de polițistul Sami și apoi am schimbat cele mai multe diamante de pe Mine City în năsoși. Oh my god, am atât de mulți bani! Și nu uitați să mă urmăriți pe Trovo dacă vreți să vedeți clipurile astea live în fiecare seară la ora 7, ok? Link în descriere. Veniți sau mă dau ăștia afară, vă rog. Stimă și respect, domnule Pincanos, ce faci? Cum merge treaba? Ha, foarte bine, numai că nu e gata încă banca, că voiam să cumpăr. Mamă, ce-a rămas acolo? Păi, cred că merge banca trecută, gen. E banca... Osta da. Bancă, încă cred că funcționează. Da, da, iese așa. Ah, ia uite, s-a reîntors avionul. Ce avion? Păi unde a fost plecat avionul? Avionul? Cu spiritul. A fost plecat undeva la un moment dat. Păi de unde a fost plecat? Că nu știu de unde a fost plecat. Tot ei, a fost... Am fost și în vacanță două zile, văd că au apărut aici garaje, benzinărie, de-astea. Da. Și turnuri de alea până sus de tot, nu știu cine l-a făcut pe ăla, sincer. Da, da, aștept să termină Ovițanu, să-i zic să șteargă turnul ăla, că nu-mi place. Da, 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 că e pe terenul lui, el l-a făcut. Da, da, păi e pe terenul lui, că n-are pe al... Bă, Pincane, voiam să te întreb, de ce nu mai e nimic la magazin aici? Nu mai vând, mă, nimic, mă, Sami, m-am săturat, mă, cu youtuberii ăștia, nu cumpăr nimic, am zis, gata, nu le mai vând nimic. Mă, păi veneam eu să-ți cumpăr ție aici niște chestii, că voiam să cumpăr niște efficiency, niște chestii de-astea. Bă, am câteva de alea, stai așa, stai să văd. Domnule Pincanos, aș dori să nu intrați, vă rog, aici. Păi de ce? E curtea mea. Păi nu vreau să intri. Păi, da, am venit cu percheziția, o să intru eu imediat, o să verificăm. Okay. O să vreau aveți mandat? Dacă... Aveți mandat? Este tot ce trebuie, este pe tot baza ce trebuie. Ce? Domnule... Păi, prima percheziție. Percheziție. Prima percheziție, că știi cum e cu mending-ul și cu alea și vreau să-mi arătați și mie armura, vă rog. Dar mi-o dai înapoi. Cum să nu? Toată armura, tot. Toată? Mamă, fii atent că acum fuge cu ea. Și vreau să văd și... Mamă, de ce arunci gunoi pe jos, domnule Pincanos? Aia e banca mea pe care arunc gunoiul de obicei. Am înțeles. Aș vrea să văd și backpack-ul. Și backpack-ul, da, mă, ia, și celălalt backpack? Care, cam unul singur. Și uneltele, domnule Pincanos. Și uneltele, bă, dar tu nu mi le mai dai înapoi, mă. Tot îți dau înapoi, mă, sunt bine rău uneltele astea. Doar pichec și sabii ai? Da, da. N-ai topor? Nu. Sănătate, Ovițane. Ia uite, Ovidule! Domnule Ovițane! Mamă, nu mai termin o dată de făcut banca. Așa, hopa, din greșeală, așa, stai să dau asta înapoi. Au, nici nu fugeai cu ele, dă-le înapoi, deci, Sami, ce deci facem aici? Păi nu, că nu le fur. Vreau să-mi deblocați și mie. Domnule poliția, am o problemă cu dumneavoastră. Imediat, așteaptă puțin, nu vezi că sunt în percheziție? Vreau să-mi deschizi și mie crate-urile astea două. Care, astea? Să-mi luăm de ei. Da. Stai că trebuie să, așa. Presim că ați tras ceva pe dreapta din ele. Nu, a trebuit să închid lista de iteme. Am înțeles. Păi văd că lipsesc 3 iteme la început de tot acolo. Păi nu, uite, le pot face, uite așa, gen, uite, vezi că se ordonează. Păi de da, când dar a... era, uite, exact așa era, uite, exact așa, deci păi știu de când, de când i-am, a venit, nu mai știu cine a venit, Silent a venit zilele trecute și a cumpărat cărți și a rămas așa. Că nu se mai decidea omul meu, era ceva gen, da, dăm 4 cărți pe nu știu câte, pe nu știu câți dolari și am zis că nu zău, frate. Deci, Sami, voia gen 5 cărți omul meu pe 12 năsoși și mai zice ceva. Vezi că nu-i dau. I-am dat 4 domnule pe Pincanos, 20 până la urmă. Domnule Pincanos, simt o vrăjeală gogonată. O să verific toate chesturile de aici, domnule Pincanos, doar ca toate. Să
toate chesturile și văd aici că aveți ceva jos la subsol, să intru și acolo. Da. Sunteți cam bogat, domnule Pincanos, din ce observ aici. N-ați tras pe dreapta niște bănuți sau ceva, nu? Nu se trage pe dreapta în percheziție, nu se face nimic. Să mă bată vidrele și aveam și cartea în mână la un moment dat. Da. De unde aveți atâția bani, domnule Pincanos, că lucrați în primărie? Mină, stai să mai pun diamante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stack-uri. Uite câte diamante, domnule Pincanos. Acolo, da. Păi în fiecare noapte mine zbăsami. Domnule Pincanos, puteți să-mi aruncați tot ce aveți în inventar? Bine, na, arunc, uite ia, ăsta. Bă, dar stai și tu departe de lei, le iei pe toate. Păi nu iau nimic, vreau să văd tot ce aveți acolo. Astea. Domnule Pincanos, cât la sută a mai rămas în inventar? Câte sloturi mai aveți libere? Nimic, e gol. Domnule Pincanos, n-aveți vești să mă mintiți, eu simt că nu mi-ați aruncat tot. Cum adică? Dai globul de cristal, mă, Sami! E, hai, unde e mandatul ăla? Arată mandatul. Păi lasă tu mandatul, domnule Pincanos, și vorbesc frumos cu dumneavoastră. Dă-mi armura aia înapoi! Nici m-am pus ca să te controlez în buzunare și îndalea acum îți dau, după ce intru. Bine, hai, vei și acolo. Actually, și eu sunt curios, că am înțeles că mi-a furat cineva. A, nu mă, sunt acolo toate, ok. Mamă, domnule Pincanos, aveți autorizație de construcție pentru aici? Păi cum, că este sub plotul meu, cum? Păi da, dar trebuie în proiect, a adăugat tot, că trebuie ce să aveți proiect? Aici. Bă, Sami, ești polițai, nu de la, cum îi zice, de la urbanism. Hai, nu? Păi... Ia uite-l, bă, Sami, polițaiul și rutier și de la primărie. Pincanos, bă, nu cred... Nu vă e milă să lăsați așa, să lăsați câinele în... În ploaie? Da. Nu, că e... îi place ploaia. Face cosplay de pește. Păi și am o altă întrebare, domnule Pincanos. A zis că nu vreți să mai vindeți nimic. Dar a zis păi că i-ați vândut lui Silent. Păi am vândut lui Silent așa, că mi-e prieten, că a venit cu cerșitul. Dar am zis că la magazin nu le mai pun decât le păstrez pentru mine. Înțeleg. Păi da, mă, domnule Pincanos, eu mă ocup de toate, că nu vezi că nu există, e sărăcie pe aici. Hai să-ți dau astea înapoi, să nici dacă lipsește ceva, te rog. Dar crezi că mai știu? Ia, armura, sabia, păi... pickaxe-ul. Ce era să reprintă, backpack-ul. Așa. Puneți papucii. Că te rănești la degețel. Așa. Aha, ok, da, sabia și asta. Da, sunt toate. Da, din gură. Mă părăsc ăștia, a venit în percheziție. Da, e totul foarte în regulă aici, domnul polițist, oricum, nu știu. Nu, verific. Trebuie să ne facem un chest secret. Dețineți cumva vreo fermă de XP, ceva? Ce fel de fermă de XP? Fermă de XP. Nu, XP-ul de la am făcut e, cum îi zice, e din minat de, quarț pentru primărie. Am 65 level chiar. Înțeleg. Mă, câte găini sunt acolo, mă. Aici e vreo încăpere secretă? Nu. Sau... Nu, a se fost poate așa. Sparge? Da. A rămas așa de când am zis că după ce măresc plotul, construiesc acolo, fac așa ca o trecere. Și puteți să spargeți cele astea două de aici de cobblestone? Atât. Bă, ce caută el, ești nebun. Da, înțeleg. Atât pot să pui înapoi. Hai, da, domnule Pincanos, cred că suntem bine, sincer. Momentan, stai puțin să mă uit aici odată. Bă, peste tot se uită, nu se poate așa ușor. Domnule Pincanos, nu vreau să intru cu forțele speciale, dar aveți vreun chest ascuns undeva pe aici? Nu, doar asta de la vedere. Păi atât, da, bă, de la vedere? Păi mă, Sami, ce să mai ascund? Nu vezi aici dolari? Ia uite că am uitat și astea deschise, ești nebun. Nu vedeți dolarii și diamantele? Ce să mai ascund în afară de toată bogăția? Ai încercat-o, Ovidiule. Să rămâneți puțin aici, vă rog frumos, rămâneți puțin aici. Ai încurcat-o, Ovidiule. Nu, că s-au întâmplat ilegalități pe aici. Ce, turnul ăla? Pe lângă aia, da, ar fi și aia. Nu, dar stai să-ți explic. Ăla e la tine pe Pluto, Vițane, cum adică? Deci hai că vă explic eu, îți explic eu, Ovidiule, e vina lui Nociv, a fost aseară mare concurs și l-am făcut pe Plotul tău, că era cel mai mare. Am înțeles. Da, deci... Înțeleg. Ce ziceți, domnul Gabor?
Păi cum adică? Păi nu, că primarul a decis, a făcut organizare. Bă, a fost cu organizare cu tot, Ovidule. Și cine a construit turnul, efectiv? Bă, ok, realistic vorbind, ăla a fost construit de mine și am câștigat concursul, ok? Ah, ok. Dar domnul Civanu a zis... Dacă vrei, domnule Ovițanu, poți să depui o plângere pentru Nocivanos. Nu, cum pentru primar? Pentru suma corectă. Păi nu, asta dumneavoastră o decideți. Domnule Pincano, sunteți liber, mulțumesc frumos. Sărămâna, domn Sami. Deci, domnule Ovițanu, vă rog frumos, intrați puțin cu mine aici în mașinuță. Dar înainte să vă spun cu dubă. Urcă, te rog frumos. Bun, deci am o problemă. Am primit de la cineva un pickaxe. Aparent a fost cadou, cred că, nu știu care e faza cu el, nu știu de unde a apărut. Și ghiți ce, are mending pe el, ceea ce este ilegal pe MyCity. Nu cred. Pot să vi-l arăt. S-a dus să-i arate pickaxe-ul. Aoleu, stai mă. Bă, ce pe șustache le-am sustras din asta, ești nebun că mă... Dar presimte eu că mai ai ceva nivetor? Ia uite mă că el presimte, mă, este Sami. Uite așa are globul de cristal, fiind ca capul meu chel, ești nebun? Mamă, sunt murdar de la burgeria pe mână. Bă, omul meu Sami, polițistul glob de cristal, știa el că am eu nivetor? Am scăpat și de sticleți încă o dată. Ia, hai să mergem puțin la bancă pentru că vreau să văd cât e construit și dacă... Exact ca și turnul terminat. Care se vedea pe loc chiar de aici. Auzi, domnule Pincanoș, ce părere ai? Auzi de ăsta, că l-a primit în chest. În chest? Păi uite-te, eu nu foloseam de este, am pickaxe normal. Mamă, ce... Păi în centuri bune. Nici tataie n-a văzut așa ceva, cred că în război mai erau de-astea. Ce se întâmplă aici? Ce caută lamele astea într-un țarc separat de plotul cuiva? Unde e Sami? Acum mă duc. Acum nu mă interesează. Samuele! Da, domnule Pincanos. Ia vin un coacă, eu nu înțeleg. Nu era ilegal să construim în afara parcelei, nu? Ba da, este ilegal. Ce caută lamele alea acolo? Samuele, ce sunt alea? Ia uite-le. Ar trebui o trecere pe aici, domnul Gabă. Păi, da, nu o să mai zic nimic. E bine că nu e trafic. Să închid din ochi, să închid din ochi. M-am grăbit, Samuele, că mi-era frică că suferă lamele. Păi a cui sunt astea? Păi și ale cui sunt? Că dacă tu le-ai văzut, le-ai sesizat, trebuie să știi ale cui sunt. Bă, o să fiu sincer cu tine, una din ele știu că e al lui Mădălin, că eu i-am dat-o. Le-am găsit împreună și le-am împărțit. A mai făcut rost de una între timp, dar văd că le-a pus aici. De ce le-a pus aici? Bine, e doar un gard, nu prea e construit foarte, foarte mare acum. Așteptăm să vină... Așteptăm să intre și primarul, să vedem ce are de zis, da, dar... Fără autorizație, îngrădește terenul primăriei, cum vrea el, nu mi se pare eu ok. Eu aștept să vină domnul Dani Den, că acolo nu știu dacă ați zis în spate. Așteptați mult. Am văzut. Ce se tot află cu atâtea lucruri pe parcela lui Ovițanu? Păi ți-am zis, mă, Sami, mă, că aseara a fost mare eveniment. Și a cerut voie lui domnul Ovițanu? Nu mi-a cerut. Păi, cred că... Bă, asta nu știu, trebuie să vorbești cu primarul, Ovidule, tu l-ai votat până la urmă. Domnule Ovițan. Dar tu de unde știi pe cine am votat? Păi știu că nu m-ai votat pe mine, am simțit. S-au făcut manevre la alegeri, auzi. Nu s-a făcut nicio manevră, eu înainte să fiu la poliție n-avea cum, eu m-am ocupat de alegeri și de tot. Păi și atunci de unde știi pe cine am votat? Am bănuit și reacția ta mi dă de semnat că am avut dreptate. Frate, eu pe tine te-am votat, jur. Nu există. Domnule Ovițanu, hai punem o secție, vă rog frumos. Aolo, dar ce facem? Am curcat-o. A încurcat-o. Sărămâna, Nocivane. Sărămâna, ce zici? Vezi că a intrat Sami pe felie. Ne-a întrebat ce e, mă, cu dertul ăla acolo. Și Ovidiu, bă, ce-au făcut ăștia pe terenul meu? S-au supărat, au păi zis și că... de unde știe Ovidiu că am făcut noi acolo ceva pe terenul lui? Că nu era în oraș. E posibil să-i fi zis eu. Ok. Păi am crezut că... Asta nu-i tocmai bine. Păi am crezut că avem voie, că ai zis că ești primarul și că facem. Am zis că da, a fost eveniment, eu n-am... Păi nu știam ce să-i zic. Ok, și gen ai zis că eu am organizat evenimentul, nu? Păi cine altcineva decât primarul? Mersi, Pincanos. Păi cum, Nocivane, că... Încredere, da. Cum, Nocivane, am crezut că ai voie dacă ai făcut. Păi și eu credeam că am voie, uite că o pui. Păi ce Sami zice că acum că s-a răzgândit că nu mai ai voie, păi ce facem aici?
Asta apropo, e, apropo, dacă te vede, dacă te vede, dăm ce armură ai cu mending acum să ți-o ascund în chest, că ți-o verifică. Doar s-a dezbrăcat de tot genomul meu. Bă, tu aveai pe tot? Da. Dă să ți-o pun acolo în aia de le-am mai verificat. Efectiv, oh, pe tot am. Bă, nu ce bani, creierul ale lui, astea toate, a? Ok, au intrat la fix, au intrat la fix. Da, poți să te duci, ca dacă te verifică zici că n-ai nimic. Da. Oh my god, bă! O să-l verifice. Mă așteaptă la secție. La secție? Dar vreau să știu unde mi-ai ascuns armura. Sunt ca la mine în chestul ăla, când ăsta vii și zici. A, aici ea deschide. Uite, ți las asta deschisă, că nu o să știe nimeni. Ok. Deci da, aici diamantele acolo. Mending și mă duc și eu la poliție, că acum am făcut noi manevra și tot bine. Da. Vino și tu cu mine. Tu ai mending pe tine sau ceva? Nu, m-a perchiziționat deja. Ah, ok. Mare și ăsta ce. Ulu, stai că să nu ne audă. Bună ziua, să trăiți cu stimă și respect. L-am adus pe Nocivanu. Stimă și respect, domnule Nocivan. În acest moment scriam reclamația pentru dumneavoastră. Pentru mine? Da, domnul. Cred că e o neînțelegere sau ceva, nu știu ce. Domnul Lovițanu tocmai depune plângere împotriva dumneavoastră, că din ce am înțeles de la domnul viceprimar ai Hate Pink a ținut. Consilier, mă scuzați. Stați puțin să dărâmăm ușa. Domnul Sami, nu știu ce să zic dacă e plângere, că nici nu plânge și n-al de... Domnule, poliția! Da. Mă bate. Adică nu e adevărat. Domnule, domnule Pincan, a dat? Ce? A dat în domnul Vitanu, primarul? N-am văzut nimic, nu. Domnule Nocivane, veniți puțin în partea asta. După cum se vede aici, domnule Nocivane, o să avem o plângere din partea lui Ovițanu că ați construit pe terenul lui fără aprobare. Ați adus un patruped care, din ce am înțeles, a făcut ce nu e bine și prin e și curte. Agresiv. Da, și nu mai poate să intre în curte. Și agresiv. I-ați cerut voie? Nu-i nimic. Și despre scooterul ăla să nu mai vorbim. Vă povestesc ce s-a întâmplat. Deci câinele l-am lăsat pentru a apăra parcela. Abuz asupra animalelor, îl călărește. Nu îl călăresc, îl scoat de aici. Uite, lasă aici acum. Deci era al său. Da, deci lăsați-mă să explic, vă rog, până la capăt. Câinele l-am lăsat pentru că au fost ceva hoți care au intrat pe parcela noastră, domnule Ovidiu, și am zis... Păi și cum l-ați făcut plângere la hoți? Păi de-aia n-am apucat pentru că eram plecat în Dan Armianca și până m-am întors... Dar vă rog frumos, de ce stați pe șosea acolo? Vine, amendă, poate amendă. Vine... Amendă. Bă, imediat, deci eu zic că am avut grijă de parcela ta și tu cu amenda. Pe bune. Da, mă, da, și scooterul ăla aruncat aici, ce era cu el? Păi eu de unde să știu? Păi acum tot ce se întâmplă pe parcela ta e vina mea? Da. Domnule Nocivan. A zis și domnul consilier că dumneavoastră ați construit alea acolo și le-ați dat aprobare. Păi nu, a zis fost, deja... nu, am zis că eu le-am construit, dar a fost parte din concurs. Dar te-am zis că le dau jos. Am zis că cum ilegal, că a fost organizată la mine guvern. Pe parcela fără acordul păi meu. Păi cum ați construit pe parcela lui Bovițanu fără să-i cereți voie? Da, păi aici cum îl dăm jos? N-are sens să o să dăm la... Dar ideea a fost că eu credeam că o să curățăm totul, însă a venit o furtună mare, fiecare să o dea la casă și am uitat. Îmi cer scuze, domnule Ovițanu, pentru... Atât pentru... am vreau doar să văd curățenie și sunt mulțumit. Da, dar mă ocup eu, le scot eu dacă e. A zis că nu vrea să depună plângere, să primească despăgubiri și de asta a zis că vrea doar să se facă curat, să se scoată, a zis gen potaie, eu repet ce a zis el, dar nu o să zic nimic. Am zis okay, patruped. Deci, patruped? Deci cum a zis până potaie? N-a zis patruped. Și poliția împotriva mea aici, mă, eu mă duc și mă arunc. Bă! A zis domnule Gabor, exact așa, domnule Gabor, am o potaie care s-a așa la mine pe arunc, la mine. Nu mai construi în afara parcelei. Domnule Ovițan, vă rog, cui mai pasă de lei? Dă-te jos, domnule Ovițan. Dă-te jos, Ovițane. Domnule Ovițan, te rog frumos, dă-te jos. Ovițane! Gata, l-am salvat. Fiți atent, schema din... Schema.
ai plecat. Te-ai îmbătat aseară la cumetrie, nu? Cover sunt de... Domnule Chivano, vreau... Ce vreau... să facem, mai? Vreau să-mi aruncați și mie tot ce aveți în inventar. Ok, ok, ok. Inclusiv ghiozdanelul. Inclusiv ghiozdanul, am curcat-o, Nocivano. Am curcat-o. Domnule Nocivan, trebuie să-mi aruncați tot, nu trebuie să... Bă. Dar știți să-mi dați totul înapoi? Nu, 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 în afară de materiale de construcție. Vreau. Da. Faceți cumva, faceți cumva. Nu pot să cred, domnule Nocivan. Aolo. Domnule Nocivan, da. Cred că vă bateți joc de mine, nu? Nu, nu. Nu pot să cred. Faceți cumva trafic de string și de ochi de păianjen? Nu, deci stați să vă explic. Există o explicație. Am fost eu la cumetria asta și am luat rucsacul greșit când am plecat și l-am luat pe al vecinul din satul vecin. Știți? Nu, al meu nu e sigur. Domnule Nocivano, ce de unde aveți atâta string? Mi se pare că aici e putre de treaba. V-am aolo. Mergeți deslaminat? Laminat nu mai prea merg, înainte obișnuiam să merg, dar am zis că nu mă mai duc acum, că așa e rece. Așa la mult aer. Am înțeles, am înțeles, așa să mergeți la săpat, la alea mai mergeți? Nu mai prea merg. A, de la păi un dacă Cibanu ați zis că mergeți la explorat și la asta, arătați-mi și mie armura dumneavoastră de explorat și uneltele, că nu mi le-ați arătat. Păi mă duc doar ziua și n-am nevoie, plus că mă cunosc cu sătenia mai multe sate. Și mă duc așa din sat în sat. Păi și cu ce armură mergeți? Că n-aveți cum să aveți armură. Că săptămâna trecută... Păi cum adică, domnule Nocivan, că v-am văzut săptămâna trecută cu armură de diamant? Păi da, săptămâna trecută, dar asta e altă săptămână. Ce trecut o trecut. Adevărat, 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 adevărat. E altă săptămână. Nu știu ce să zic, domnule Nocivanus. Ce facem cu tot stringul și cu astea? Simt eu că provine dintr-un spawner. Nu știu. Bă, nici nu știam că nu ai voie nici cu spunere de alea. Trebuie să-l duc înapoi, că am... Păi nu vreau să vi-l dau, până nu aflăm de unde s-a făcut rost de atât de multe. Că azi, dacă ziceam... Atunci țineți string-ul și ochii și dați-mi restul conținutului înapoi. Păi nu, eu vreau să știu de unde s-a făcut rost, că ăsta este ca un fel de substanță ilegală. Nu, 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 că nu știu ce să zic. Păi da, dacă asta e declarația mea, căutați alte probe, ce să zic. Păi hai că vin eu să te ajut de la cumetria unde ai fost, să ducem noi rucsacul înapoi. Să vedem păi unde... Fii atent, cumetria era într-un autobuz în mișcare și nu știu de unde autobuzul acum. Era autobuz ăla mare, ca în Fortnite. Domnule Pincanu, vă ajut cu ceva? Nu, mă plimbam pe aici, prin spate. A, înțeleg, înțeleg. Da, mă puteți ajuta pe mine cu ceva. Da, stai puțin, că vreau să mă duc în Ocivano, să... Doar întrebare, doar întrebare. Production SRL în următoarele minute sau ne ocupăm singuri? Mamă, chat, am spart recordul pe Trovo, așa își freacă ăștia mâinile acum. A renunțat la mobilă. Mulțumesc, mulțumesc. Stimă și respect. Hai, domnule Nocivan, duceți-mă să vă duc... Să vă duc la cumetrie, gen. Dar v-am spus, era într-un autobuz, genul tipul așa Fortnite style și mai și zbura cu balonul cu aer cald, mai și ha. Și nu știu unde e acum. Nocivane, că veni vorba de zburat, mai știi ce a făcut aseară Mădălin cu avionul? Domnule Hatepink, mă obligați opa. Să vă dau amendă. Este a treia oară când mergeți astăzi pe carosabil. Nu am loc, că nu pot, că-s gras, trebuie să trec pe lângă. Ce s-a întâmplat cu avionul? Eu știu să zic că... Să vezi ce s-a întâmplat la concurs, Sami. Ne-a pus Nocivanu să ne urcăm cât mai sus posibil în cel mai scurt timp. Și na, eu am început să construiesc și ce s-a gândit Mădălin? În înțelepciunea lui fără limite, a urcat pe secția de poliție, s-a urcat în avion. Nu cred că s-a urcat pe secția de poliție. A fugit cât combustibil mai are avionul dacă... Ia verificați kilometrii. Am dat deja o tură cu avionul, nu mai știu exact cât avea. În felul următor, domnul ofițer, i-am zis. Deci, dacă cumva... Îl pârâm pe Mădălin ca să-l scăpăm de Nocivanu. Nu chiar așa ceva, pentru că o să fie nașpa rău. Ok, o să notez aici atunci, o să facem așa. Și l-o pierdut, l-o pe undeva, da, pe drum, o căzut. O murit cu avionul, s-a dus, l-o găsit iar.
I hate... Nu mă băgați pe mine în asta, eu sunt anonim. Ah, ok, bun, ok, avem așa. Declarație anonimă. Și pe mine, tot anonim, să mă trec. Da, din partea doi cetățeni. Samariteni, doi da. Cetățeni. Doi cetățeni, doi samariteni cetățeni din Main sau două City. Sarmale puteți trece dacă nu. Sarmale. Spun că Mădălin. Ce număr are Mădălin? La casă. N-are casă. Cum mergeți tot în față la dreapta? Dă-l Mădălin a condus de pe strada avionul. Era strada, da. A condus avionul de pe poliție fără permis și fără permisul voia. Permisul problema. Furat efectiv avionul. L-a furat, da. Așa, furat de la bun, poliție. Deci astea declarațiile. Bun, domnule Nocivanu, hai să vă zic o chestie. Da. Deci, spuneți. O să vă percheziționez și o să bine, de fapt o să păstrez. Nu, cred că de percheziționat v-am percheziționat numai în kilos, nu m-am percheziționat, că acolo cred că ascundeți cărțile cu mending. O să confiscăm practic tot stringul ăsta de aici. Și tot ochii. Da, pentru da, că stringul. Nu e o problemă că aveți string, e o problemă că aveți în atac cantitate. Dacă îl vreți păi să vi-l dau înapoi... Și mie o parte din cantitate. Cât păi, din păcate, cred că o să rămânem cu un stack. Aha. Păi e bun și un stack. Bă, bine că n-a văzut da, ochii de poianjen la mine. O să vă țin în vizor să-mi ziceți de unde ați făcut rost de atâta. Dar v-am spus, deci eram la ocumetrie. Într-o mașină. Într-un autocar cu aer cald. A fost și domnul Pincanos? Nu, dar nu mi-a povestit Nocivane, erai beat, nu mai știi. Mi-a zis că erai beat, nu mai știai nimic. Da, că am băut mult suc de morcovei, da. Păi nu mă duceți și pe mine atunci? Să văd și unde păi era. Păi nu știu unde. O dată pe an e evenimentul ăsta. În trecere, cred că, nu? Da. Cam. Petrecere, stătea și-a venit autobuzul, petrecere. Și era petrecere și în autobuz și m-a luat tot de petrecere. Petrecere. Ce glume, opriți-mă, vă rog. Prinți-l pe Nocivari, e bun. M-a prins cu stringul și cu tatelea la mine. Tu nici nu știam că n-ai voie, bine că eu n-am avut. Uite, aveam 20 de sticuri a, de string. 20 de sticuri, are, da, acum, de ochi. Da. Tu zici. Da. Dar cât o farmă mă deci, ești pe Nocivanul ăsta? Deci o să-i zic asta și domnului Pincanos, că el lui nu i-am spus. O să deschid imediat cererile pentru școala de șofere, așa că vă aștept să mă înscrieți. Pentru că mâine la ora 6 o să dăm primele teste. Deci dacă o să vreți să... Mamă, teste! Urăsc testele. Da. Primele teste și vineri tot la ora 18 o să facem niște aplicații pentru... Dacă dorește cineva să mai intre în poliție. Uh-huh. O să fie niște teste de aptitudine frumos. Da, mâine vor fi și alegerile primarului. Cum mâine? Păi... Opa, din greșeală. Nu, să se mai prelungească. Cum? Te joc. Păi, cred că e cinstit. Eu sunt de acord, dar nu știu dacă asta trebuie să discutăm cu toată lumea. Eu nu... Da. Cum, o să că n-a făcut ceva numai nimic în oraș? Și terminăm toți... A făcut, nu zic. Da. Bine. Domnule Pincanos, dacă nu vă supărați, de unde faceți? De unde aveți în mână o torță din aceea? Că... Era acolo, la chestul de ăsta. S-o puneți de unde ați luat-o, că ai luat-o din primărie. Aia e foarte important, o puneți în mijlocul primăriei. Acum mă duc să o pun iar acolo. Și să cureți gunoiul ăsta de pe parcela lui Ciocan. Auzi, Pinc, care primărie? care primărie? Ia că am pus-o înapoi. Am intrat în primărie. Așa, vin încoa. Când facem și noi primăria aia odată? Mai facem, cum? Păi am rămas fără coarț, că i-am dat lui Ovidiu să termine banca. E bune, i-ai dat coarțul? Da, dar mă duc să găsesc altul. Păi am zis, hai mă să termine banca odată în seara asta, să schimb și o bănuție aia. Da. Mă duc să-mi iau astea înapoi. Că auzi, vezi că le-am mutat. Coboară jos, tot în față, în cel mai din stânga colț, sapă două blocuri. Și găsești un chest. Okay. Hai. Mafia. Vin cu tine să văd dacă nimerești ea. Bă, nu se poate. Ce bă, ce... Domn... uite-l pe Țanu. Ovițane! Ești al nostru sau...
de al poliției. Eu nu știam ce se întâmpla, mă, frate, mă. Lasă asta, nu acolo. Aia, că aia ai dreptate. Dar ce, mă, uite, frate? Păi, m-am scăpat și eu de percheziție, dacă știi cum zic. Respect, și eu am scăpat, dar eu am făcut manevră, dacă știi cum zic. Mamă, tu ți-am făcut manevră. Ia, țineți un pic de șase, țineți un pic de șase. Vreau să vă zic numai vouă ce am făcut, ce manevră am făcut. Privighetoarea e cuvânt, privighetoarea. Da, să țin numai un pic de șase. Uite-l pe Sami acolo. Da, e ocupat. Nu mai e ocupat cu privighetoare, altceva. Privighetoare, privighetoare! Măi, e ocupat, mă, te minte, mamă. Lasă-mă să-l sperii, mă. Bă. Te-am spăriat. Ai găsit? Stai un pic, că n-am pic. A, n-ai pic, stai că vin eu, că am uitat că am pus și... Lasă-mă, lasă, că dau munca de jos, așa au pornit. Vezi că ai de spart și încă unul, că e blocat și nu... Oh, no, no. Gata, vezi acum, du-te și scoate-ți de acolo repede. Privighetoare, privighetoare! Serios, serios, serios! Oh shit, oh shit. Privighetoare. Privighetorile sunt șmechere, mă, Ovidule. Da, domnule, domnule Nocivan, vrei să-ți iei grâu de aici? Domnule Nocivan. Da, că mai trebuie pâine. Domnule Nocivan, haideți puțin, domn primar, numai că nu mai aveți, de-aia cum se numește, nu mai aveți birou, nu știu unde se vorbește. Păi, nu, 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 pe stradă, așa. Bine, haideți puțin încoace, vă rog. Da, spuneți. Păi și eu sunt curios. De ce se aud muște de la Nocivan? Da, e buzi o muscă. Da, mereu e buzi o muscă. Stop buzi o muscă de când ești aici. Păi doar eu cu Nocivan vreau să vorbesc. De când nu te-ai mai spălat, domnul primar? Oh-oh. Ce muscă? Se aude o muscă. Tot așa se aude. Când vorbesc eu? Da, ia deschide gura mare. A, e aerul condiționat. Așa face ca musca. Nu, 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 îți zbure microfonul. Aerul condiționat în creier? Ok, dați-mi două secunde să verific. Bă, cred că are armură de buzie musca, ce aia scumpă. Puteți, puteți să vă, să vă, să vă, da, da, vă continuați, da, treaba acolo, că amendă. Mai avem noi niște treabă cu privighetori. Tu ai scăpat de amendă, mă? Da, da, șustă mare. Eu era să iau amendă, dar am făcut manevră. Le-am luat pe toate în inventar când înainte să verifici. Aolo. Și îmi zicea? Am rămas fără pickaxe, dar măcar n-am luat amendă și cred că mi-l dă și înapoi. Îmi zicea că, ce, că, că simt eu că ai ceva și n-ascund. Cum să simți, mai glob de cristal? Oho, și pe mine m-a luat tot așa, cât, cât te n-ascund. Ha, și m-am supărat, deveneam agresiv. Bă, hai odată, mă, iau alea înapoi, bă, picioarele. Eu m-am prefăcut că nu știu a cui e pickaxe-ul, dar tot nu-i cel mai bine, că încă nu ți l-a luat, ți l-a luat, da? Acum. Aie, mă, reparăm și noi cu diamante. Măi, bai, cumpărăm noi un mending de la fratele nostru. Bă, ce e drept, mai am vreo câteva, da. Aia zic, am auzit eu bine. La o percheziție nu știi de unde l-ai. Nu știu ce scuză mai găsești. Normal, normal, cum adică. Aia, plătesc amendă. Cumpăram, da. Doar am bani, sunt bancher. Chiar cât poate să fie amenda? Că dacă nu minezi cu ăla de mending... Vrei să-ți arăt ceva foarte tare? Ia zi. Vrei să deschizi chestul ăsta? Ia, arată. Ce e, full? Mamă, sunt de alea de 100. Așa mai, da, da. Sigur. Mamă, da, ai făcut stocul bine înseamnă. Păi da, când dăm drumul la bancă, ai văzut, știu, deci ai ce schimbă. Da, da. Păi în cât timp? Hai că eu cred că chiar vin. Ha, ai terminat banca, mă, nu da, cred, oficial, mă. Da, banca este deschisă și cealaltă bancă este total închisă. Da, da, uite, văd, ai blocat-o. Păi și cum ai scoți mașina dacă ai pus alea? Lasă tu mașina aia, rămâne să rezolvăm noi. Aha, aha. Bun, Ovidule, deci ia arată-mi ce e aici în... Mamă, da, ai banca făcut frumos. Ia uite, cu covor pe jos, cu... Da. Bă, un eu singur lucru. Eu zic că ești cât de cât. Ia nu știu, nu știu, bă, nu știu de podeaua asta, dar în rest e țâță, da, de mâță. Da, chiar mă gândeam că poate să pun niște carpete mai multe și pe podea, dar vedem noi. Uh-huh, întotdeauna e loc de mai bun până la urmă. True, true, întotdeauna pot să iei ce... Da, Mamă, dar n-ai schimbat și tu prețurile astea, măcar o reducere de bancă nouă. Mă, prețurile sunt la fel, dar depinde, uh-huh, tu fiind și primul client, poate primul dai și client o sumă mai mare... Poate facem o combinație, Ovidule, dacă păi, cum zic. Păi stai mai așa, primul client și sumă mare. Păi, Ovidule, se întâmplă amândouă. Hai, zi tu câte diamante ai vrea tu să-ți aduc pentru un... Hai, zi, nu știu, un leu să fie 4,6 diamante, să zicem, da? Ce zici? Nu știu exact, stai așa. Nu zic 4, că e reducere prea mare. Ia, zi ce ofertă ai. Eu îți fac o ofertă în funcție de câte diamante ai tu. Bine, zi-mi la 100 de diamante ce ofertă îmi dai.
Eu aș zice un 10%. Ce 10? Stai și se ești aplică mulțumit? Și la... Ești mulțumit? Stai așa, 10% pentru primul client? Da. Ah, 10% în plus, nu? Păi, practic, stai să gândesc 2 secunde. Deci tu... Deci dacă aduc 100 de diamante, îmi dai 20 cu 2, 22 de năsoși? Stai așa că, aparent, e un pic cam mică reducerea pentru domnul Pink, dacă cum? Mă gândesc nu, mai bine. Mi se pare mare, nu vreau să te jegmănesc COVID-ul, adică... Ah, bă, dacă okay? Tu ești mulțumit, atunci așa facem, tată. Bine, bine, zi-mi la 500 de diamante, care ar fi reducerea, să vedem dacă... Mă, da, cam câte diamante ai tu așa? La 500 de diamante fiind și primul client, banca e nou, totul e nou, avem bancnote noi. Bancnote noi? O să-ți ofer un 20% bonus. Bine mă, și să zicem, hai doar să speculăm, mă gândesc, uite, eu schimb 500, dar să zicem, nu știu, uite, vine Silent și să zicem că el are 1000 de diamante. Și dacă ar fi el primul client, cât e? O să fie o ofertă individuală pentru fiecare. Nu facem la toți la fel. Bine, dar bine, dă-mi un exemplu atunci pentru mine, să zicem. Dacă aș avea, dar n-am, am doar 500 de diamante. Păi, tu fiind primul client, te și cunosc. Dacă știi cum zic, ție îți ofer cel mai mult. Bun. Eu zic să schimb cât de multe poți acum. Hai că mă duc, dar bă, n-am, am cred că 500 și ceva. Mamă de capul, nu? Hai că vin cu ele și le numărăm împreună să nu... Opa, am pus o torță din greșeală. Le numărăm să nu... Ce bancnote te tentează cel mai mult? Bă, o să vreau de alea noi, cred, ca să le simt așa, să le simt pe alea noi și crisp, știi, nemototolite de nimeni. N-a vrei făcut să ai nimeni prima cu... bancnotă de 100 prima de bancnotă? Mai City? Este și mai mare? Da. Nu, 100 e cea mai mare, deci 100? Dacă ai de aia de 100, ești rege. Hai că vin acum. Te aștept la bancă. Bă, stai așa, ce ofertă individuală ne face pentru năsoși? Eu nu m-am gândit că dă o ofertă de 2-3%, ești nebun, mi-a zis omul meu. Da, am 1000 de diamante pe care o să le schimb astăzi în năsoși. Să vedem ce... Să vedem ce zice domnul Ovițan de diamantele noastre. Gata, mă, le-am adus. Ia zi-mi, le pun într-un chest, le arunc, le numărăm, cum facem? Păi, depinde de ce bancnote vrei, le schimb pe rând, practic. Pe rând, nu știu, trebuie să le numeri și tu diamantele, unde vreau le pun? Vreau să văd dovada că sunt 500 pentru început sau cât ai zis că ai? Am zis că am 500 și ceva, numai. Bun, nu știu, ți le arunc pe toate? Bancher, da. Vezi că trebuie niște locuri libere în inventar, ai locuri? Stai că n-am. Mamă, când îi dăm acum, știi cum o să zică, mamă, stai să arunc ceva de aici din inventar. Astea-s gunoaie, ala-l păstrăm, de ce nu? Ok, dar asta pare să fie, da, gen, destul de curat, nice. Bun, ai făcut loc? Da, am făcut loc, hai să vedem ce okay, diamant vedem, are avem. Pink pe Mine City. O 1000 de diamante. Bro, îi scrie în dreapta jos. Ce calculează? Deci ați venit la mine cu 1000 de diamante. Exact, 1000 de diamante în capăt. Mă gândeam acum, dacă să vă ofer o ofertă de 20% sau 25%. 25%? Mamă, asta... Bă, nu știu, cred că bă, totuși Ovidule. Astăzi o să fie o zi mare. O să distrugem economia serverului pentru că mi-ești prieten. Și o să ai un bonus de 25% pe lângă ce trebuia să primești. Asta după deci, calculele mele. Deci practic ar fi trebuit să primești 200. Da, da. Și încă 25% înseamnă încă 50. Deci 250 de lei. Ok, oficial ești din nou cel mai bogat player de pe Mine City. Nici n-a fost altcineva, sunt în continuare, Ovidule. Bun, te invit să-mi spui ce bancnote ai dorit în 250 de năsoși. Poți să le văd undeva, să le văd pe toate, că nu mai... Uite aici, în fiecare cameră sunt creiturile. Ah, da, uite, ok, bun, deci ăsta e normalul. Ăsta e de 5, ăsta nu-mi place de 5, e urât. Da. E mic de 5, nu stai tu cu de-lea de 5. 10, 20... Stai aici, ce e? Acolo nu, acolo, am uitat să pun că e intrare interzisă. Ah, ia uite-l pe... Vreau două de astea.
de 100 și una de 50. Pe astea le vreau. Chiar așa hardcore merge? Exact, cele mai mari. Doar 3 bancnote pentru 1000 de diamante să fie. Pa, nu vine să cred, bă, și eu care mă mândream că am nu știu câți bănuți și acum trebuie să număr cu sutele, Ovidule, știi? Deci avem așa. Una bocată de 50. Asta e practic bonusul din partea noastră. Asta e bonusul. Mă-mi place, da. Ovidule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mare afacere. Și două bucăți de 100. Cele mai mari bancnote posibile. Pa, le înrămez, le pun la mine la magazin în formă, dar nu că le fură youtuberii după, nu e bine. Nu vrei cumva să cumperi și banca cu atâția bani, gen? Bă, stai așa, deci am 250 și cu 450 acasă, de capul 700 meu de năsoși am. Oh, Vidu, 700, sigur. 700, exact. Păi nu știu, tu ce zici, bă, Ovidule, să vin să-i schimb și pe aia în mai mulți bani? Bă, eu așa aș recomanda, să meargă economia cu toate bancnotele. Da, păi să returnezi bancnotele mici pentru ăștia așa, mai sărântoși, mai... Stai, hai că vin acum. Vin acum cu mărunțișul să schimbăm. Mamă, 7 bancnote de 100 de dolari o să avem. Nu se poate așa ceva, mamă, dacă aude Sami, dacă nu intră cu ANAF-ul peste noi, o să zică, băi, ia hai. Sunt și polițiști de trafic, rutier și ANAF acum, ia. 453, o să mai păstrăm acasă 3 dolari, da? Ca să avem fix 450 și returnăm. O, să-l vreau și pe ăsta de 50, bro. Ok. O să vreau și de ăsta de 50, dar cred că vreau să le am pe toate de 100. Ia uite că am revenit. Ai... Bună ziua. Sper că n-ai bănuți de la verde, nu? Da, așa că se rezolvă. Nu, ca să le poți număra pe astea, să nu le amesteci, asta zic. Uite, mai aici, chat, aici e, cum îi zice? Da, pot să le primesc pe toate, sunt pregătit. Mamă! Mamă, bă, cum vin banii! Pe toate le schimbi! Pe toate! Sunt fix în capăt și uite ce mă gândeam, să ți-l dau și pe ăsta de 50 și să-mi dai 7 bancnote de 100 de dolari, dacă nu mă înșel. Ăla-i calculul, nu? 700, mergem pe încredere? Păi cum, n-ai numărat 450? Nu, am 700 cu astea ale mele, deci doar 500 trebuie să-mi dai. Ok, deci mi-ai dat 500 în momentul deci ăsta. Deci ți-am dat 450 și o bancnotă de 50. Mamă, deci vrei 5 bancnote de 100. Mamă, încurcăm bancherul. Da, 5 bancnote de 100. 1, 2, 3, 4, 5. Da, ok, pare să fie 5, da? Mamă, cum da sunt astea. Lejer, bă, poți Ovidule, să-ți faci o colecție undeva. Bă, Ovidule, n-ai trăit până n-ai ținut o bancnotă nefolosită de nimeni până acum în mână, bă, Ovidule. Da, ești cineva, n-ai ce zice. E altceva, uite-i cât de frumoși sunt. Astea sunt... Îți dai seama că o să cumpere o mașină cu o singură bancnotă. Mamă, păi când cumpăr mașină, cred că trebuie să schimb înapoi. O să zic, Ovidule, schimbă și tu 100 în deal de 20, ești de bun, că nu mai am. Lasă, așa o să fie. Să-ți dea și rest, oricum. Ha, dar chiar, trebuie să dea rest, stai așa, că am uitat. Trebuie să meargă banii, sigur că da. Da, bine, Ovidule, bă, foarte frumoasă treaba cu banca. Mă bucur că te-am putut ajuta cu quartzul ăla. Mă bucur că ai inaugurat banca, tocmai tu. Da, dar trebuia să fie aici o panglică. Trebuia să fii cu farfeca, dar n-au venit youtuberii ăștia să vadă noua bancă. Cât se poate, numai noi doi așa. Da, atâta s-a putut. Lasă, Ovidule, bă, noi să fim sănătoși și mai important de atât, Ovidule, bogați. Bogați. Și banii să fie la bancă, tata. Exact, banii să fie la bancă, asta e important. Din fericire, vor fi bani cât vrei tu la bancă, deci te aștept aici 3000 de diamante, dacă ai, instant facem schimbul. Trebuie să fii tu sau o să lași oamenii să schimbe singur cu carte? Nu, trebuie să fiu, e același procedeu, vin aici. Va trebui să te trecem pe carte. Uite, trecem aici, cartea. Și zi câte au fost? 1000 de diamante, 250 de dolari. Iar ce-am mai schimbat, mărunții și un dolar mari, cred că nu mai trebuie trecut pe carte, nu? Cred că nu mai trebuie chat. Bun, momentan am trecut așa, da, mărunțișul, dacă doar ai schimbat bani, n-are sens, că tot banii ies. Da, deci ești primul om trecut în carte, exact același sistem. Vii aici, pac, iei banii, lași diamantele, te treci în carte. Mamă, când o să vadă băieții ce scrie în cartea aia, o să zică, bă... Fiecare bancnotă are cartea respectivă, deci e ușor. Da. Foarte frumos. Aici avem cursul valutar.
Și aici e, cum îi zice? Și cu gold și cu iron acolo este, bă, am câteva. Chiar vrei să știi, este safe-ul Bungie. Safe-ul Bungie. Acum aveam o idee, de ce nu dai, uite, un leu pentru zi, 3 sau 4 blocuri de gold, știi, ca să lucreze cu numere mai mici, că nebunește lumea până calculează 13 stack-uri de iron și de gold. Nu știu dacă ne băgăm, dar am putea ci de 64 de bucăți de iron făcute în blocuri, cât vine? Da, adevărat. Păi 64, dar practic tot aia până la urmă. Nu prea. Păi nu e 8, mă? Cât e 8x8? Păi nu te prea ajută, că e 8, că e 64 tot aia. Păi asta zic, dar nu mai vine omul și să zică stai așa că am 20 de stack-uri, știi? Oricum, cred că e singur om care schimbă iron, gold, toată lumea cu diamante. Păi da, că iron și gold mi-e trebuie, eu am vreo 2 stack-uri de gold, vreau să-mi fac casă la un moment dat. Mamă, da. O să fie aici, te așteptam, ia uite, un leu, 32 gold. Pă, nu vând, că goldul se găsește greu, nu, diamantele nu. Alea sunt ce trebuie schimbat, Ovidule. Aia zic, diamantele imediat le găsești. Da, cum, faci o tonă. Spune el mie care am 100 și ceva de lei, toți banii. Bă, da, n-ai puțin, stai așa, eu mă gândeam că toată lumea e săracă, 100 și ceva de lei? Hai că tare mult, bă, poate îmi schimb și eu o bancnotă de asta de 100. Da, ca să zici că, mamă, ia uite acum ce am. Să umblu cu ea în mână, pe celălalt slot. Da, exact, ca să se vadă lumea, umbli cu banii la vedere, te atacă ăștia pe străzi, nu e bine. Păi bine, mă, bă, Ovidule, mersi pentru, pentru cursul valutar special. Pentru primul client. Da, nu o să mai aibă nimeni astfel de oferte, să ții cont de asta. Da. Păi să vină Silent, îi zici. Sume mari facem oferte, dar nici chiar da, așa. Da, de 2-3%, băi, eu m-am surprins exact, că n-am văzut exact. Că vrei să-mi dai 20% în plus. Eu nici nu speram, Ovidule, dar ești un om cum se cade, nu se poate. Cred și eu, până la urmă banii vin tot de la primărie. Da, păi să printeze primărie, ești nebun, faci o inflație exact. De nebunim. Ha. Ce mai contează care ping? 5.000 de dolari sau 6.000 de dolari până da, la urmă. Fei, da, tot aia e. Mai nepoi mine vii la mine, zici că ai 1.000 de năsoși. Nu, că mi-a zis Silent că pune și el acolo și o mașină la vânzare pentru mine, că i-am dat niște cărți. O urma pentru tine. O pune și sperăm să o cumpărăm, cam aia e chestia. Da. O cumpărăm noi, că avem bani. Da, dacă nu e roșie, am zis că nu o cumpăr și îmi fac casă din diamante și aia e. Și stai așa, că o să vină și împrumuturile, poate vrei să te și împrumuți. Da, așa atâta e beleaua. Gol în banca pentru tine. Păi da, eu pot să mă împrumut mult la valoarea mea acum, adică. Păi cam așa, ce să zic. Păi da. O să vină și asigurările, poate vrei să ajungi cu niște bănuți. Da, cred că mă bag la asigurare, sincer. Păi era banii să moară Nocivanu. Merită. S-a ascuns repede și a sunat la salvare prin Nether să vin după el să-l ajut. Am pățit și o dată, cred. Nu a fost cel mai plăcut. Ui. Da, aia se mai întâmplă. Sper să băgăm și asigurare și împrumuturi, poate și niște investiții la cripto, mai investiții. Știi? Investiții. Bă, tot ce te rog, nu-i lăsa pe Silent și ăștia să se împrumute cât vor ei, că nu, trebuie în funcție de network. Există o limită, exact. În fiecare. Exact, așa că, bă, luau ăștia toate împrumuturile și puneau banii la oaltă să ia ce vor ei. Cu dovada de avere și în funcție de aia te împrumutăm. Adevărat, deci împrumuturile se fac doar la banchier. Dacă vrei să schimbi bani, vii tu aici singur. Da, foarte, foarte frumos. Bine, mă, Ovidule, hai că... Încotro. Da, dar acum nu știu, nu mă mai duc după diamante. Mă duc să mă bucur și eu de banii ăștia, mă culc cu ei sub pern în seara asta. Mamă! Mamă, ce e acolo? E grădina zoologică acolo! Muncitorii lui Sami, fugi, Ovidule, sunt muncitorii lui Sami ăștia.